Moldova, considerăm totodată că a venit momentul oportun pentru reformarea reală și îmbunătățirea substanțială a sistemului electoral proporțional. În acest sens, Platforma Demnitate și Adevăr vine cu o serie de inițiative care au drept scop îmbunătățirea semnificativă a sistemului electoral actual pentru a asigura o mai bună reprezentare a cetățenilor în Parlament de către persoane alese în mod transparent, în baza principiilor de meritocrație, integritate, profesionalism, capabile să elaboreze acte legislative și politici de stat în beneficiul țării și al cetățenilor. Un prim punct. Introducerea votului preferențial, când fiecare alegător votează atât partidul său favorit, cât și candidatul preferat din listă. Ordinea finală a listei deputaților aleși depinde strict de opțiunea alegătorilor și numărul de voturi acordate pentru fiecare candidat, indiferent de lista inițială înregistrată la Comisia Electorală Centrală. Astfel, pe de o parte, rolul partidelor politice în calitate de actori ai pluralismului politic nu este diminuat, iar pe de altă parte, legătura dintre alegători și deputați devine tot mai puternică în mod real.